Slăvit să fie numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amen. Vă invit respectuos să ne re vă ridicați să dăm citire cuvântului, doar să-l prospătăm acest psalm. A fost citit la început. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează ce e răi împotriva mea, ca să mănânce carnea. Tocmai ei, prigonitorii și vrășmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de tăbărâm împotriva mea, inima mea, tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui că cel mă va ocroti în coliba lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vroșmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jerfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Și ultimul verset spune, nădăjduiește în Domnul, fi tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjdește în Domnul. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Atunci când ne uităm, citim psalmii, ne uităm cine a scris psalmul și vedem că acest psalm a fost scris de David. Și probabil ne întrebăm, cine a fost acest om, cine a fost David? David a fost cel mai renumit împărat care l-a avut Israel. Un om curajos, viteaz, un bun strateg, un om credincios. Și mai mult a fost un om după inima și placul lui Dumnezeu. Dar vedem din psalmul care l-am citit, că chiar dacă a fost un om după inima lui Dumnezeu, a fost un om foarte încercat, și probabil ne întrebăm, cum poți să fii un om iubit de Dumnezeu și totuși să ai așa de multe probleme, atât de încercat? Și uh, răspunsul este, încă trăim pe acest pământ, acest pământ a fost blestemat din cauza păcatului și Biblia ne spune că păcatul, lumea, zace în cel rău. Deci încercările, necazurile, bolile și chiar moartea ne va încerca pe toți, inclusiv pe cei credincioși. Și ca un rezumat, pericolele prin care a trecut David. Și de ce este important ca să știm, să înțelegem, uh, pentru că vremurile în care trăim avem nevoie, nu așa că în momentul în care avem nevoie de un sfat, de la, e, întrebăm pe cineva care a trecut, care a avut o experiență în domeniul respectiv. Nu? Și David încearcă prin psalmul acesta să ne încurajeze să ne uităm la Domnul spune că Domnul este lumina și mântuirea de cine să mă tem desigur David avea, avea probleme și la fel ca și noi avem probleme și David ne încurajează este un om care a, prin experiențele prin care a trecut el ne îndeamnă la fel să apelăm la ajutorul și la mila Domnului și vedem că încă din copilărie David a înfruntat primejdii de moarte. Fiind cel mai mic din familie, slujba lui era să îngrijească oile familiei. Și fiind în pustie singur, a fost atacat, se spune că avea undeva între 12 și 15 ani în momentul în care păștea oile. Fiind singur, a fost atacată turma lui de lupi, de lei, urși și uh, nu a fost ușor și David ne spune Biblia că a luptat și a scos oile din ghearele animalelor. Vedem în adolescență, într-o perioadă critică din viața poporului, să ajunge pe terenul de luptă, fără sabie, fără suliță, fără scut, doar cu o în mână și îl înfruntă pe cel mai temut luptător al armatei vrășmașe, tocmai pe Goliat, pe urmă adult fiind ajunge ofițer în armata regală și propriul său bos, regele Saul, din invidie vrea să-l distrugă și ani de zile îl urmărește pe David. Dar David e nevoit să trăiască în pustie, să se ascundă în peșteri iar să facă pe nebunul într-o stare de disperare doar ca să-și scape viața. De cine e vorba? De David. Omul după inima lui Dumnezeu. În final ajunge rege. Și putem spune că lucrurile well, s-au mai așezat, deține controlul, deține puterea, dar lucrurile nu sunt așa, pentru că încep războaiele, zeci de bătălii. Și pe vremea aceea bătăliile erau corp la corp, nu se dădeau cu elicoptere, cu drone. Ce tehnologie are armată în ziua de astăzi? Și David se află pe terenul de luptă și se pare că liniștea și pacea stau departe de el. Pe urmă, mai departe, îl vedem Că nu ajung războaiele, că îl lovește ciuma și doar în trei zile peste 70.000 de morți în Israel. După aceasta e atacat spiritual și ajunge să cadă în păcat cu Batșeba. Și ne spune Biblia că timp de un an de zile suferă cumplit, psihic și spiritual, nu putea să doarmă nopțile și spune că mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate gemea, asta înseamnă că era în chinuri, era în durere. Și poate ne așteptăm în sfârșit la bătrânețe, să aibă pace și liniște, să fie mai relaxat. Dar nu se întâmplă așa, pentru că băiatul lui Absalon se răscoală împotriva lui, și nu numai că se răscoală, dar spune Biblia că strânge o armată și vrea să-l distrugă, îți poți imagina ce a fost în inima lui David, când a trebuit să fugă de însuși fiul său. Și Absalon moare și îl vedem pe David care îl plânge și pentru trădare și pentru moartea lui. De aceea merită să ascultăm, mare un pic de experiență David când ne îndeamnă. Spune în psalmul 27, versetul 1, Domnul este lumina și mântuirea mea, Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine să fie frică? Și în concluzie putem, putem trage această concluzie că în, în criză puneți nădejdea în Dumnezeu, încredete în Dumnezeu. Cum a gestionat David frica, simplu punându-și încrederea în Dumnezeu. Pentru că teama se naște în întuneric, lumina împrăște întunericul. David se focalizează pe Domnul și spune că Domnul este izbăvitorul vieții mele. Nu armata, nu garda de corp, nu Ioab și inclusiv David. David a fost un luptător, nu s-a bazat pe strategia lui ce a spus Domnul este sprijinitorul vieții mele versetul 2 când înaintează cei răi împotriva mea ca să mănânce carnea tocmai ei prigonitorii și vrășmașii mei se clatină și cad cine cad? prigonitorii și vrășmașii și spune mai departe chiar o știre de artăbăr împotriva mea inima mea Domnul s-ar teme. De ce? Pentru că Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Chiar războiul s-ar ridica împotriva mea. Tot plin de încredere aș fi. În probleme, David găsește soluția. Puneți încrederea în Dumnezeu. Vedem mai departe în versetul 4, spune că un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Și acum te treb, care e lucru care îl dorești fierbinte? David un lucru cer fierbinte și ce dorește fierbinte și spune, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă de templul Lui. De care templu este vorba aici? Pentru că știm cu toții că templul a fost construit după moartea lui David. Fiul său, Solomon, a construit templul. De care templu e vorba? Casa Domnului este locul în care locuiește Dumnezeu. David, chiar dacă locuia în pustie, el avea acea legătură cu Dumnezeu avea acea părtășie și David vroia, vroia, să rămână în acea părtășie, în acea relație cu Dumnezeu, să stea în preajma lui Dumnezeu. Era, era atât de aproape, simțea David pe Dumnezeu. Versetul 5 spune că el mă va ocroti în coliba lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui și mă va înălța pe o stâncă. Și dacă luăm aceste două comparații, colibă și cort, știm că și coliba și cortul sunt foarte mici. Asta ne arată uh, această intimitate care o avea David cu Dumnezeu. El mă va ocroti în coliba lui, aproape de Dumnezeu, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului, știm că și cortul e foarte mic, aproape de Dumnezeu. David își dorește intimitate cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu stă în clădiri, Dumnezeu stă în inimi. Iată că mi se și înalță capul peste vrășmașii mei care mă îngăjoară. Voi aduce jerfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul ascultă în domnei glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Fața ta, Doamne, o caut. Dumnezeu ne cheamă să căutăm fața Lui, să căutăm părtășie cu El, să stăm în prezența Lui, să stăm în intimitate cu El. V-ați gândit la aceasta, că la aceasta ne cheamă Dumnezeu? Așa că noi atunci când avem probleme, când avem o mare nevoie, ce căutăm la Dumnezeu? Atunci când trecem prin probleme, nu așa că căutăm mâna? Căutăm mâna. Și spunem, Doamne ajută-mă, vinu mi în ajutor, în sprijinul meu. Dar aici Dumnezeu ne cere altceva, ne spune, nu căuta mâna, caută fața mea. Dumnezeu care locuiește în ceruri, fiind înconjurat de îngeri, de heruvim, de oștirea cerului, tot universul se închină înaintea lui, aduc o sanale glorie, îl preamăresc pe Dumnezeu. și În această atmosferă cerească, de acolo din cer, zice către noi, creatura lui, Caută fața mea, nu mâna mea. Noi așa că de multe ori ne credem spiritual când mergem înaintea lui Dumnezeu să-i cerem să ne împlinească nevoia. Dorința lui Dumnezeu este să căutăm fața lui. Ce înseamnă asta? Atunci când avem o nevoie, ne ducem înaintea lui să împlinească nevoia. Căutăm mâna lui. Atunci când căutăm fața lui, de fapt, ce vrem? De ce cauți fața cuiva? De ce cauți fața cuiva? Nu, nu e așa pentru că ți-e drag și vrei să-l vezi. Nu? Unii spun pun poze, tablouri în casă cu fețele copiilor, cu fețele părinților, cu fețele celor dragi. Și Dumnezeu spune, caută fața mea, să ai fața mea totdeauna înaintea ta. Dumnezeu Preasfântul ne cheamă să-i căutăm fața, să avem această dorință în inimile noastre, această bucurie să căutăm fața Lui. Psalmul 37 cu 4 spune, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Dacă Domnul este desfătarea, atunci inima ce-ți va dori? Așa că îl va dori pe El, Dumnezeu dorește să aibă părtășie cu mine și cu Dumneata. Găsim în Luca, capitolul 10, versul 38 și 42, vizita lui Iisus la Marta și Maria. Și cum Domnul Iisus a intrat în casă, Marta și a început să slujească, dar Biblia ne spune că Maria s-a așezat la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele Lui. Îi sorbea cuvântul, era bucuria părtășii cu el. Asta e adevărata viață de credință. Domnul Iisus se adresează lui Marta și îi spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea ce bună care nu îi se va lua. De prea multe ori am transformat pe Dumnezeu în slujitorul nostru să ne dea, să ne facă, Mereu îl chemăm în ajutorul nostru. Dar unde e bucuria? Unde e intimitatea? Unde e relația cu El? Pentru că aici e frumusețea vieții de credință. Fața mea, zice Domnul, și fața ta, Doamne, o caut. Caută fața mea. Când dă, când nu îmi dă, eu stau în părtășie cu Dumnezeu și asta aduce bucurie inimii mele. Habacu, capitolul 3, versetul 17-18, spune așa, Chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpile, nu vor da hrană, oile vor lipsi din staule și nu vor fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeul este tăria mea. Vedem mai departe în cartea Iov, ne spune Biblia că acest om, a fost foarte încercat. Dumnezeu a vrut să vadă dacă eu voi iubește mâna sau iubește fața. Și eu își pierde cei 10 copii. Își pierde animalele, averea, mii și mii de oi, boi, măgari, cămile. Și nu numai atât, își pierde și sănătatea. Și fiind pe acea movilă de gunoi, scărpinându-se cu acel ciob. Da? afirmă, Domnul a dat, Domnul a luat numele Lui, fie binecuvântat și a trecut testul pentru că Iov a iubit fața Lui Dumnezeu. Ioan 21, la 15, la 18, spune așa că Domnul Iisus se întâlnește cu Petru după înviere și îl întreabă, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Ești gata să dai totul? Chiar dacă nu primești Nimic în schimb. Și Petru îi răspunde, Doamne, știi că te iubesc. Și Domnul Isus îl întreabă de trei ori și Petru îi spune, Da, Doamne, te iubesc. La urmă îi spune, Doamne, tu pe toate le știi. Versetul 18 spune așa, Domnul Isus îi spune, adevărat, adevărat îi spun, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voia, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge. Și te va duce unde nu vei voie. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Știm eșecul lui Petru. Știm reabilitarea lui Petru. Dar știm și moartea lui Petru. Spune că Petru l-a slujit cu credincioșie pe Dumnezeu pentru că Petru nu s-a uitat la mâna lui Isus, ci s-a uitat la fața lui Isus. Și din pricina. Atunci când ne uităm la, la, la viața care a trăit-o Petru și la moartea lui, spune că Petru l-a iubit pe Dumnezeu, l-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru el, a, mur, a, a murit ca și martir. Și atunci când a fost întins pe cruce, a spus, nu sunt vrednic să mor ca și mântuitorul meu. Întoarceți crucea și puneți-mă cu, cu capul în jos și Petru a murit cu capul în jos răstignit. Filipeni, capitolul 3, cu versetul 10, spune așa, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și și a suferințelor și să mă fac asemenea cu moartea Lui și să am bucuria de a fi chiar în suferință, doar cu Isus. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne,